Domnul Nicolae, pe cât credeți că îl vinde pe Alibec? Sub 10 milioane. 10? Da, în jur de 5-6 milioane ia pe el. Vă spun precis. Eu dacă aș fi un conducător acum undeva... Păi oferta cea mai mare e de 1 milion și puțin de la Legia, dacă nu mă înșel. E sacrilegiu să dai doar 1 milion pe Alibec? Dacă îl dă cu 1 milion, îl cumpăr eu cu 1 milion. Și unde îl pune să joace? Îl pun la Rapid. Se joace la Rapid sau la Dinamo. La Dinamo. V-ați mai gândit puțin? Da, dacă îl dă cu 1 milion, îi dau eu 1 milion Nicolae pe el. Aveți acum banii? Nu am bani acum, dar fac. M-am prumut la Borcea, la Nețoiu, la Badea, la Cataramă. Ok, revenind la Dinamo, sunt în neregulă actele, pentru că suporterii cer audit, cer de la domnul Negoiță, clar să fie ceva pe hârtie pus. Federația are câștig de cauz. Dau banii degeaba, Dinamo. Dacă se duc la TAS, dau banii degeaba. Cu toate că Dinamo are dreptate aici. Ca să fie foarte clar. Din punct de vedere regulamentar, Dinamo are dreptate. Din punct de vedere al rezultatelor din teren și astea, are dreptate Steaua. Aici vă referiți la finala cupei. Eu vă întreb dacă acest club se poate vinde, pentru că de fiecare dată când s-a discutat că s-au făcut acte, au apărut alte datorii, alte chestii de la domnul Negoiță. Încă o dată vă spun. Cumpără spaniolii sau nu? Domnule, dacă cumpără spaniolii, imediat vor vinde. Aolea. Ca să câștige și ei ceva. N-au forța necesară ca să poată să țină o echipă ca Dinamo. Ca să cumperi Dinamo, îți trebuie neapărat să ai cel puțin 6, 7, 10 patroni care să dea în fiecare an câte 500.000 fără să îi recupereze vreodată. Rețineți ce vă spun. Păi și cine vine, domn președinte? Altfel, vă spun, nu există. La Dinamo trebuie să faci performanță, că te mănâncă suporterii. Păi și cui să vândă spaniolii, dacă și reușește să-l cumpere? Cea mai bună formă e tot forma astora. A suporterilor? Al suporterilor. Numai că e ceva care le pune stop. Adică nu trec de o anumită sumă, domnișoară. Părerea mea este că ei ar trebui să... N-au marketing cum trebuie. O echipă fără marketing nu face nimic. Publicitatea ar trebui să aducă cel puțin 2 milioane. Din publicitate. Din vânzarea biletelor și a lojelor, ar trebui să câștige 10-15%. Și restul din drepturile de televiziune. Dar fără marketing nu se poate face sport. Păi eu v-am mai spus și repet, eu făceam un marketing la Liga Profesionistă de Fotbal cum n-a făcut nimeni și nu o să facă nimeni în istorie. Eu, să-mi iertați expresia, am mai spus, mă prostituam marța la conferințele de presă, că doar știi că erai acolo. Mă pregăteam să greșesc, să fac greșeli, să astea ca presa să dea în mine, lumea să vină. Eu aduceam 10-15% din spectatori, eu îi aduceam pe stadion. Ce tâmpenii spuneam marța, pe dacă dați de la conferințele mele de presă de marța, este un show... Am cerut acum așa, eu am vreo două casete cu dischete din astea cu conferințele mele de care le făceam marța. Păi dar era o plăcere, domnule, să ce puteau ziariștii să-mi facă, și eu să mă cer cu toată lumea. Ăla era marketing. Rețineți ce vă spun. Păi eu am vândut la Ligă, rețineți ce spun. Am vândut la Ligă publicitate cu 1.200.000 de dolari. Ați mai auzit așa ceva? Pe an! Ne este foarte îngrijorător ce se întâmplă acum, dar v-aș întreba dacă sunteți îngrijorat și pentru și domnul... Și din drepturile de televiziune n-am oprit odată un leu. Rețineți ce vă spun. Eu pentru Ligă. Deci niciodată. Deci acum se toți opresc. Banii făceau, da, opresc 4,5% sau 4,6% opresc. Eu n-am oprit un leu vreodată. Am oprit o dată într-un an și le-am dat dublu înapoi. Aproape dublu înapoi. Și v-au săpat cu toate astea? Nu. M-am apreciat atunci.
Dacă nu intervenea infractorul de Ponta, nu mă dădeau afară. N-aveau de ce să mă dea pe mine afară, pentru că, nu vedeți, drepturile de televiziune, banii din drepturile de televiziune sunt aceiași pe care i-am luat eu acum 11 ani. Ei n-au luat un leu în plus. Și la mine erau garanții. Eu făceam programare, acum fac televiziunile programare, ei comandă, ei dau cu capul ce să mai... Auziți, dar apropo de dat afară, l-au dat afară pe Adi Mihalcea și vine domnul Mulțescu. Sunteți îngrijorat pentru dânsul, pentru că s-a speriat de coronavirus, a plecat până la Hațeg, la o casă, la munte frumos acolo, s-a întors să-și facă testarea? E norocos, e antrenor bun și el și Țălnar, îi cunosc bine. Păi numai norocos nu e acum Gigi Mulțescu. De ce? Păi cum, să te trezești că nu ai cu ce să joci? Dacă, sunt, și dacă n-are cu cine să joci, 14 cazuri în club. Scapă echipă. Nu credeți că se îngrijorează pentru sănătatea lor? Și... Băi, frate, trebuie să te îngrijorezi pentru sănătatea apropiaților. Pentru a ta, la vârsta noastră, că și el se apropie de 70 de ani, dacă nu are 70. Asta este. Dumnezeu cu mila. Problema este că trebuie să avem grijă de noi, trebuie să respectăm... L-ați înțelege dacă ar renunța chiar și acum? Deși nici nu a redebutat? Eu îl apreciez mult, să știți. Și pe el și pe Țărnare. Amândoi sunt... Cu cine joacă, joacă meciul? Ei, au fost mari fotbali. Nu cred că se mai... Abia încearcă la, să adune niște juniori. E greu la Dinamo. Te riști să joci? Să iei 7-8-0, poate? Eu acum spun o frază poate? Care s-ar putea să... E foarte greu să scape de retrogradare. Vă dați seama despre ce vorbim? Da, și îmi pare rău, doamne, îmi pare rău, n-au o echipă. Degeaba să... Și de ce n-au o echipă, credeți? Pentru că așa au vândut valorile. Pe puțin. Clar, da, și pe bani puțin. Păi, dacă strângi jucătorii pe care i-a vândut Dinamo în ultimii 5 ani, poți să faci o echipă bună. Dar care sunt șansele totuși să scape? Să oprească Federația Campionat. Da, asta e realitatea, domnișoară. Dar și atunci dacă se joacă? Dacă se joacă, e de rânci. Că n-au cu cine să joace. Joacă cu juniori. Au juniori talentați. Că la centrul de copii, la Dinamo, sunt antrenori buni. Păi sunt, dar și... nu mai au condiții. S-au antrenat prin parcuri. Și asta ar trebui să facă. Dar să știți că la Dinamo sunt antrenori buni de tot. La Dinamo e un antrenor care ar trebui să... Eu mă așteptam Federația să-l ia la loturi naționale, să-l spă Ursul. Ursul a crescut fotbaliști. Păi de mine și de mine. Ce fotbaliști a crescut Ursul? În schimb vă întreb... Ok, e deranjat aici, Ursu, dar... Mirea Ursul, antrenor trăznet. Dar ce se întâmplă cu Craiova? Ia sau nu ia titlul în toată această nebuloasă? Eu nu știu dacă ia titlul, dar mi-aș dori să ia titlul Craiova. Îi supărați iar pe cei de la CFR, care spun că toată lumea are ceva cu ei. Ascultați-mă. V-ați săturat de CFR campionă? Mi-e greu să cred că poate să bată Craiova pe CFR. Un meci egal ar putea să facă la Craiova. Vorbim de un CFR decimat, dar care nu știm dacă... Nu, că își revin, în 2-3 zile își revin, ia să vedeți. A, da? Păi stați, da. Că acum a întăriți ideea lui Gigi Becali, care spunea că au făcut ei special dacă au un scenariu, o manevră. Dacă n-ar fi făcut-o, aveam o impresie foarte proastă despre conducătorii lor. Deci chiar susțineți că au făcut-o? Nu, eu nu spun că au făcut-o. S-ar putea ferească Dumnezeu să fie... Dar dacă n-ar fi făcut-o, aveam o impresie foarte proastă despre ei. Eu dacă eram, îi țineam numai și vedeam cu ea unii înaintea mea, îi țineam mai bună până să vedem cum se termină campionatul. Din două în două, din săptămână în săptămână dau câte doi bolnavi. Și susțineți că acum la retestare apar negativ majoritatea? Nu majoritatea. Nu, apar alții și n-ai date de disputare a meciului. Și ce facem? Federația trebuie să hotărască. De asta am spus eu. Oprești campionat. Eventual și ce faci cu acești nebuni frumoși? Uitați eventual, ce moment trăiesc acum. Play-off-ul, mai sunt două jocuri. Găsești ce să le faci. Iar play-off-ul îl oprești. Amendezi CFR-ul pentru aceste cazuri? Cum? Amendezi CFR-ul pentru aceste cazuri? Numai dacă ești bolnav mental. Cum? Pe omul bolnav îl mai și amendezi?
Păi există un protocol, acest celebru protocol medical. Ce protocol? Protocolele, protocolele le-au făcut niște oameni care n-au habar de sport. Și de, de, păi și de ce le-au de făcut? Păi da, cine le-au făcut? Cine conduc? Noi trebuia să respectăm numai ce a spus profesorul Cercel. Nimic altceva. Profesorul Cercel, Marinescu, Bubenec, ăștia, specialiștii. Ce au spus ăștia? Numai ce a spus Cercel trebuia să facem. Păi nu vedeți? Singurul om care a respectat ce a spus profesorul Cercel a fost primărița asta. Pe onoarea mea, dacă nu. Asta ce a spus, asta a știut ce spune și a spus numai ce a știut de la specialiști. Fitate și toată lumea o înjura, dar ea... Pe firea. Da, pe firea. Și, dar am stat și am urmărit foarte atent. Ea și primarul de la 1, jos pălăria.